Slăviți să fie Domnul! Iubiți-vă Domnul, vă citim cuvânt în dimineața aceasta din Biblia Ortodoxă Română, Biblie care a fost tipărită cu sub îndrumarea preașericistului Iustinian. Vă citim un cuvânt din Evanghelia după Apostolul și Evanghelistul Ioan, capitolul 5, versetul 24, care spune Adevărat, adevărat, zic vouă. Cel care ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică. Și la judecată nu va veni și s-a mutat din moarte la viață. Viții Domnului, vedem că și Domnul Hristos, primul lucru care l-a cerut, l-a cerut Ascultarea. Deci, spune că cel și vă ascultă, ne vorbește nouă. Și spune așa că adevărat, adevărat, zic vouă, adică se referă la cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu. Se referea la cei care ascultau atunci cuvântul lui Dumnezeu și nouă astăzi care îl citim. Ne vorbește. De aceea e primul cuvânt care este primul lucru care în acest verset îl găsim, ascultă. Deci dacă eu ascult cuvântul lui Dumnezeu și cred în Cel ce l-a trimis, adică cred în Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe Iisus Hristos, are, am viață veșnică. De aceea, iubiți Domnului, vedem că viața veșnică Oare și o dă Domnul Hristos. El viața veșnică ne-a dat-o la golgo dacă El a terminat lucrarea lui de mântuire. Deci viața veșnică ne-o dă doar Domnul Hristos, ne dă Dumnezeu prin Fiul său, nu ne dă altcineva. De aceea noi trebuie să înțelegem și să ascultăm de cuvântul său, pentru că cuvântul, său este viața veșnică. Spune în versetul 39, tot din Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, spune Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă eu nu cercetez scripturile și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cum pot să știu eu de viața mea, unde mă voi duce eu după moarte, după ce se va, va termina totul pe Pământul acesta. Atâta timp cât eu nu studiez cuvântul său, atâta timp cât eu nu sunt ancorat în cuvântul său, nu știu nimic despre viața mea, nu știu nimic ce se întâmplă cu mine. Vedem cum, și în ziua de astăzi, se întâmplă cum erau și pe timpul Domnului Hristos farisei și cărturare care îi mereau, mereu să împotriveau, ca oamenii să nu asculte adevărul. Și așa se întâmplă și în ziua de astăzi. Așa am fost și eu când slujeam în Biserica Ortodoxă. Eram contra ca oamenii să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să asculte. Spuneam că venea, spunea părinte, uite, o venit cineva sau am cunoscut în oraș pe cineva de la sectari, că nu așa ne-i numeam, și mi-a dat un nou testament, spunea, să nu-l citești, că e contrafăcut, e făcut de ei. Nu este adevărat. Bibliile sunt la fel. Cuvântul din Scriptură este la fel. Pentru că spune că cine va adăuga, va adăuga, spune Apocalipsa, sau va scoate, deci nu putem să scoatem din cuvântul lui Dumnezeu din context ca să schimbăm noi cum vrem. Că este vorba de traduceri și este un pic mai, ne, mai uh, schimbat cuvântul, este vorba de regionalisme. Asta este schimbarea care eu am văzut-o. E părerea mea personală. Poate alții sunt de altă părere. Eu nu pot să bag părerea mea pe gât la cineva și să înțeleagă uh, Crezurile mele. De aceea, iubiții Domnului spune că, dar ele, dacă socotin spune, mărturisesc, spune, dar verset 36 spune, dar eu am o mărturisire mai mare decât a lui Ioan, că și lucrurile pe care mi le-a dat tatăl ca să le săvăcesc, tocmai lucrurile acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, că tatăl m-a trimis. De aceea, ibiții Domnului, noi suntem datori și suntem trimiși a lui Dumnezeu ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Nu eu că am fost preot și că sunt pocăit sau cum vreți să vă numiți dumneavoastră. Nu, fiecare din noi care a primit lumina și cunoaște cuvântul lui Dumnezeu este dator să spună și celui de lângă el adevărul dar nu tradiție, ci cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune cuvântul din versetul 39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine, dacă nu soc, eu nu studiez scriptura, ce mărturisesc, ce mărturisesc? eu, ce mărturii aduc? De aceea, iubiții Domnului, trebuie să înțelegem că viața veșnică ne-o dă Iisus Hristos și ne-a dat-o. Trebuie să înțelegem că și numai prin El avem viața veșnică și prin El suntem mântuiți. Cum spune Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 16, versetul, capitolul 3, versetul 16, mă iertați cum mă bălbesc. Spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Deci credința care am, trebuie să o am eu este în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, care a venit ca jerfă de ispășire. Acolo trebuie să mă rog eu, nu să mă rog la sfinți, la unii și la alții, că nu mă ajută cu nimic. Degeaba stai tu și faci medanii, te dai cu capul de pământ, de zeci de ori sau de sute de ori pe zi. Nu ți ajută. Astea sunt niște obiceiuri, niște tradiții, niște învățături date de oameni. Cum spune, Domnul, cum spune Dumnezeu în, Vechiul Testament, că oamenii aceștia se apropie de mine, mă cinstesc cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și pentru că ei spune că ei au niște învățături și datini omenești. i am dat cuvântul Lui Dumnezeu la o parte, și am băgat tradițiile noastre, învățăturile noastre și așa nu suntem pe nicăieri. De aceea, iubiții Domnului, noi trebuie să cercetăm scripturile. Noi trebuie să că acolo este viața veșnică. Scripturile ne mă va îndruma unde și pe ce drum trebuie să apuc eu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la locul acesta. Amin.